Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reacționează la declarațiile Irinei Vlah, actualul bașcan al Găgăuziei. A lăsat să se înțeleagă că i s-a propus să fie ambasador al Moldovei în Turcia, dar i-a refuzat. Pentru Newsmaker, reprezentanții Ministerului de Externe au declarat că nu au avut o discuție la subiect cu Irina Vlah. Conducerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene nu a avut nicio comunicare formală sau informală cu Vlah referitoare la o posibilă desemnare în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Turcia, au declarat reprezentanții ministerului pentru sursa citată. Precizăm că la postul de televiziune GRT, Vlah a menționat că Partidul Acțiune și Solidaritate este interesat ca ea să nu fie în țară. Astfel, actualul bașcan a spus că i s-a propus să reprezinte Moldova în Turcia și i-a refuzat. Potrivit Irinei Vlah, actualul ambasador al Moldovei în Turcia reprezintă țara noastră foarte demn. Newsmaker.md a solicitat și o reacție de la reprezentanții PAS. Purtătoarea de cuvânt, Adriana Vlah, a declarat că partidul de guvernament nu oferă așa funcții.